Bună ziua și bine v-am regăsit din nou la o nouă lectură. A venit rândul povestirii cu numărul 9 din cartea numită Bărbații sunt niște porci, a regretatei Rodica Ojoc Brașovean. Povestea se numește Orgolii. Să începem. Omul fără de noroc, degeaba îl caută țiganca în ghioc. Pe cât de rar se întâmplă ca doi parteneri să nu se potrivească deloc, la fel de rar se întâmplă ca ei să se potrivească perfect. Citat o cucoană de 91 de ani. De ce n-avea Florența succes? Nimeni nu ar fi fost în stare să ți-o explice. Chiar dacă nu se încadra în obsedanții parametri ai ultimelor decenii, 90, 60, 90 și înălțime de girafă, avea un chip cu trăsături regulate și o siluetă acceptabilă. La o adică, nu toate fetele care se mărită sunt niște zâne. Bașca vorba celuia, dacă frumos la frumos trage noi sluții, ce ne-om face? La un look decent, chiar agreabil, cunoștințele și, în primul rând, rudele adăugau educația îngrijită, familia bună, o diplomă universitară, calități de gospodină, noblețe sufletească. Bașca se prăpădeau vârstnicii, complexați de ceea ce nu pricepeau din performanțele unei tehnologii din ce în ce mai agresive. Florența făcuse și un curs de calculatoare. Mai vreți ceva? Mătușile bătrâne care, excluzând telefonul și televizorul, mai trăiau și azi exact cum o făcuseră părinții lor acum 100 de ani, la corabia sau fălticeni, completau cu admirație speriată. Are și fax! Și telefon din ăla de vorbești din mijlocul pădurii fără să-l bagi în priză! Florența sesizase că n-are trecere încă de pe la 15 ani, când, cu permisiunea părinților, de altfel foarte toleranți, înțelegând și tratând modern fenomenul adolescență, începuse să frecventeze petrecerile date de colegi și discotecile. Aici constată că acea profeție plină de îmbărbătare a familiei va fi o mamă și o soție extraordinară, în context își pierdea orice semnificație sau valoare, tinerii preferând cu totul alte calități și nu dintre cele mai evanghelice. Tot se dădea un vânt după tipul Miss sau Vamp, în limbajul generațiilor precedente, departe de tot de genul care frământă pâine în casă ca așa-i place lui Mitică sau freacă parchetul stând în genunchi. În recreație se uită la televizor cu un lighean de spanac în poale ori tricotează. În mai puține cuvinte, la discotecă, Florența făcea figurație solo, scociorând cu paiul pe fundul unei sonde secătuite. Chestia e însă că Florența avea mândria ei, nu suporta să fie compătimită și își disprețuia sincer colegele de suferință care nu pregetau să-și fluture drama lipsei de succes în gura mare, solicitând sprijin, ei, poate cunoști pe cineva, consilii și chiar rețete mai puțin ortodoxe de dezlegare a cununiilor din familia magiei negre. După părerea Florenței, femeile acestea erau complet lipsite de amor propriu și de demnitate. Cum nu realizau cât este de înjositor să recunoști că nu ești solicitată, că nu ești în stare să prinzi în breje măcar o singură pereche de izmene? Cam de pe la 17 ani, Florența, cu lipsa de imaginație proprie primei tinereți, conchise că asta e situația, cărțile s-au fost tăiat și împărțit, ea e o fată care nu are priză și tot atunci începu să mintă. Mai precis, să fabuleze, să inventeze scenarii, iar de la o vreme aproape că începu să le creadă ea însăși. În urma antrenamentului, poveștile deveniseră din ce în ce mai convingătoare, mai ales că Florența, specializându-se, adăuga amănunte nesemnificative în aparență, dar care dădeau neîndoielnic autentic. Departe de a fi o mitomană, era doar arhitecta unei mărețe minciuni, menită să-i panseze orgoliul sângerând. Astfel, sâmbătă și duminica se ascundea în casă și nu mai răspundea la telefon, plecată fiind, vezi Doamne, în weekend, arbora de mărțișor, de ziua ei, etc., câte un cadou rafinat și costisitor, pe care și-l cumpărase singură, iar sistematic, mai ales luni dimineață, își uluia colegia oferind amănunte extrem de competente privitoare la diferitele mondenități care se țineau lanț în capitală. Cel puțin în materie de prețuri, hotărât te puteai bizui pe ea, știind cât costă un sejur la Poiana Brașov sau o escapadă la Mamaia, o seară în doi la Casa Vernescu, un Manhattan la Flamingo sau un Volovent la Hilton. În fapt, își culegea informațiile cumpărând toată presa, așa zis mondenă, reviste și magazine scumpe care cam afectau bugetul, pansându-i în schimb și din plin orgoliul. Cu timpul, Florența își inventă harta unei a doua existențe, deveni și rată și prudentă, trasă de limbă în privința partenerului, dădea răspunsuri evazive, expunându-și teoria ei de viață. Ei, mă întâlnesc cu mai mulți, sunt prea tânără ca să mă fixez, vreau să-mi trăiesc viața, să n-am regrete. După un 30 de ani încolo, oi vedea. O colegă observase, vezi că cine sare din par în par, les ne intră unul și în cur. Florența zâmbise enigmatic. Poate că am trecut și prin așa ceva. Dădea astfel de înțeles și o mai făcuse cu discreție și în alte ocazii, că
în realitate își lingea rănile în urma unei mari decepții sentimentale, iar acum traversa o convalescență blazată. Pentru a fi mai convingătoare, uită chipurile, port vizitul deschis pe biroul ei și lipsind de ajuns pentru ca fotografia unui bărbat, introdusă sub plasticul transparent, să poată fi studiată și, firește, comentată. Toate fetele căzură de acord că tipul e absolut superb. Uite, unul după care merită să uzi perna. Se apropia de 30 de ani când îl cunoscu pe Petre și înțelese din prima clipă de parcă i-ar fi spus-o cineva răspicat că și-a întâlnit destinul. Asta se întâmplase la Brașov. Era un revelion sărăcuț cu multă pâine și foitaj, un fel de hai să ne aflăm în treabă, dar vara sa genii tocmai se locodise și nu voia ca cele două evenimente să treacă așa, de parcă n-ar fi fost. Florența acceptase să participe în calitate de rudă apropiată și, pe urmă, amplificând, înnobilând, machind circumstanțele, putea pretinde că a petrecut un revelion la Brașov cu tot sosul și recuzita de rigoare, așa cum și le închipuie bucureșteanul sau oricare alt extravilan, stând la televizor cu vecinul care e și administratorul blocului și cu scrii din calea fat. La aproape 30 de ani, Florența era o femeie trupeșă, din categoria mărețelor, dar cu un obraz proaspăt și colorat, sugerând un fruct cules în roa dimineții. Izbea mai ales expresia de inocență și sinceritate. La rândul lui, Petre făcea parte din familia plovanilor, era înalt, solid și cu mulțe sute adipos. Era suficient să-l privești o singură dată ca să-ți dai seama că mănâncă țeapăn și cumplit de ardeiaț, că doarme zgomotos cu tălpile fierbini scoase de sub plapumă. La fel de limpede intuiai că odată cu trecerea anilor va deveni obez, dar pentru moment era doar zdravăn, o cruce de voinic. La rândul lui, presimți din prima clipă că a întâlnit în Florența femeia vieții lui. Nu, el ar fi trebuit să petreacă revelionul la conacul unor prieteni din Mogoșoaia, dar venise la Brașov pentru că parastasul de 7 ani al maicăsii. Deși bucureșteanca aici se retrăsese după ce ieșise la pensie, aici murise și fusese îngropată și dacă mai exista cineva care să-i mănânce coliva și să-și amintească de ea, apoi tot aici se afla. Părinții lui Jenny fuseseră vecini și ultimii prieteni. Pe 2 ianuarie, Florența se întoarse la București. Petre mai rămase o săptămână, având de lichidat probleme de moștenire. Își promiseră să se caute și se despărțiră în gară foarte mulțumiți de unul de celălalt. Mai mult chiar, simțind că sunt pe cale de a se îndrăgosti. Dacă e să vorbim cinstit, Petre nu iertase niciodată mai căsi faptul de a se fi recăsătorit. Degeaba îi explicase și îi repetase la infinit că avea să o înțeleagă mai târziu, uite că împlina 34 de ani și tot la fel gândea, ca la 13. Arierat sau oligofren, n-ai decât să-i spui cum vrei, dar în viață nu schimb filmul ca la TV apăsând doar pe o tastă. Băiatul avea 10 ani când taicăsu fugise la propriu cu o artistă. Își lăsă familia înglodată în datorii și mult mai târziu se află că reușiseră să treacă fraudulos granița, stabilindu-se undeva prin Australia. Petre se resimți puternic după abandon, devenind un copil închis, greu de mulțumit, dar mai ales circumspect. Își concentra întregul potențial afectiv asupra maicăsii, sancționând prompt orice înclinație acesteia pentru vreun terț ființă vie, prieten, colegi sau rude. Simțea nevoia patologică deja să existe pe primul plan în viața ei, exclusivismul luând forme aberante. Gelozia feroce deveni dominantă a adolescenței lui, fiind suficient ca maică-sa să-și manifeste simpatia, cât de inofensivă, vis-a-vis de o persoană, pentru ca Petre să deteste imediat același subiect. Era gelos chiar și pe Dolfi, cocărul spaniol, și dacă era ceva care îl irita până la dispoziție, era să-i vadă stând împreună la televizor. Mama mângâindu-i mecanic urechile simpatice, iar Dolfi picotind mulțumit. Cerul se prăbuși însă când, Petre mai avea un an până la bacalaureat, maică-sa l-anunță că are de gând să se recăsătorească. Găsise un bărbat onest, cum se cade și blând, încercat și el îndeajuns de viață ca să compătimească la suferințele ei. Hai să vezi, mamă, că o să-ți placă, e milos și nu-mi iese din cuvânt. Când mă gândesc la câte am îndurat cu taică-tu, fie sănătos pe unde o fi, îmi zic că până la urmă tot s-a milostivit Dumnezeu și de mine. Înlemnit, Petre îngăimă. Faptul că tata a fost un nemernic nu-ți dă dreptul să te faci de râs la vârsta ta. Mama îl privise surzând cu tristețe. Ce înseamnă vârsta mea? Abia împlinesc 38 luna viitoare. Chiar nu mai am dreptul la nicio mulțumire, la niciun fel de viață personală. Credeam că eu sunt de ajuns. Dar, după cum comentară și cei din jur, femeia nu era proastă. Se amără cât se amără și după câteva luni tot se mărită. Mitică se dovedi un sostandru, înțelegător și bun, jimblă caldă. Petre nu le suporta fericirea și după bacalaureat plecă imediat de acasă urmând facultatea de chimie la Iași. Cum în timpul vacanțelor lucra ca sezonier pe litoral, se vedeau rar, între două trenuri, comunicând mai mult prin telefon. Legătura dintre ei se frânsese, o simțeau amândoi și la fel de clar le era că nu va mai putea fi reluată niciodată. Petre se maturiză în bărbat mohodrât, tăcut, sceptic și neîncrezător. Nu trăia o singură convingere, lui nu era dat să aibă parte de dragoste.
Ambii părinți considera îl abandonaseră, avea sumedenie de colegi, dar nu prieteni, iar de femei era frică. În fiecare exponat care îi tangentase viața, vedea a priori cu un virtual motiv de suferință și decepție. Ehe, unde erau femeile de odinioară? Vorbea și el din citite și auzite. Pilde de credință și curățenie sufletească. Unde sunt Penelopele de altădată? În același timp, tângea cu toată ființa lui după iubire, o iubire reciprocă, mistuitoare și totodată purificatoare, căreia să-i se dăruiască total. Tângea în asemenea măsură încât devenise extrem de vulnerabil. Orice femeiușcă mai șmecheră, intuindu-i complexele și zbuciumul interior, l-ar fi învârtit în mai puțin de o săptămână în jurul degetului cel mic. Idealul lui nemărturisit, dar cu atât mai intens visat, imagina un soi de zeiță puternică din familia cariatidelor. Prea era el însuși pachiderm ca să savureze o șoricuță cu gingășii de panseluță, sinceră, devotată, de o fidelitate absolută și luminoasă ca duminica. Ca duminica Paștelui, iar el, Petre, se constituie pivotul central al existenței ei și totodată primul bărbat. Petre punea mare preț pe castitate și nu era dispus la niciun rabat. În ruptul capului nu se putea închipui alături de o femeie care mai dormise în brațele altui bărbat. N-ar fi suportat nici măcar să o vadă dansând tango sentimental cu un terț. Cum asemenea femei nu se mai întâlnesc, iar el nu era omul compromisurilor, își petrecea serile jucând biliard sau popice. Periodic și exclusiv pentru sănătate, frecventa o fată care nu prezenta niciun fel de importanță în viața lui. Tanța, modestă funcționară la un oficiu poștal, divorțată și neînsemnată, era suficient să o privești o singură dată ca să înțelegi că face parte din uriașa familia învinșilor, nutrea speranța absolut acrobatică lipsită de orice temei, că într-o zi Petre o va lua totuși de nevastă. Până atunci îi stătea necondiționat la dispoziție, nu punea întrebări și l-aștepta cu mâncărici care torceau la foc mic pe plită. Despre femeia aceasta s-ar fi putut spune că are o răbdare îngerească și un optimism de bronz. Petre realiza că fata își face iluzii și nu o încuraja într-un nimic, ba dimpotrivă, de câte ori avea ocazia, vădea câmpii despre lipsa lui de vocație matrimonială și intenția fermă de a rămâne celibatar. În realitate, îi era milă de ea și ar fi grăbit o despărțire iminentă, cu cât mai repede, cu atât mai puțin dureros, dacă nu i-ar fi fost teamă de sida. Schimbarea parohiei incumbă însu riscuri. După ce o cunoscu însă pe Florența, înțelese că în viața lui nu mai există loc pentru nicio altă femeie. Îi cumpără tanței un flecuștez de aur și adio, Mario. La început nici nu-ți dă dură seama cât de bine se potrivesc. Dar în fiecare zi, fie ce oră constituia o revelație, determinându-i să descopere cu încântare noi asemănări, alte rime, alte locuri comune. Șansă extraordinară, pe Florența nu deranja exclusivismul lui Petre. Îi plăcea gelozia lui feroce, considerând-o pe măsura intensității sentimentului, nu se simțea frustrată de libertate, fusese liberă destul până la 30 de ani. Bref, maniera lui excesivă de posesivă de a iubi o flata și se credea cea mai fericită ființă de pe fața pământului. La rândul lui, Petre se simțea în al nouălea cer, nu vedea pe unde pășește. Îi venea greu să creadă că îi fusese lui dat să trăiască asemenea zile luminoase, să fie iubit de o ființă fără pereche ca Florența și era teamă, Doamne, ce teamă îi mai era! Îl durea inima ghemuită de frică să nu se întâmple ceva care l-ar putea smulge din vis. Totul îi plăcea la Florența. Statura masivă, plecând de la același amănunt, colegii de serviciu asemănau cu o dropie, ochii înstelați, modul ei caracteristic de a-și lăsa capul pe umărul stâng, când urmărea cu atenție maximă, indiferent ce ar fi povestit el, picioarele groase, fără glezne, ca niște bulumaci, pilon de pod, dar care lui Petre îi sugerau seriozitate și stabilitate. Sexy! Îl înduioșau până și detaliile de la care oamenii întorc în general ochii, prefăcându-se că nu le observă, stropii de sudoare concentrați pe puful buzei superioare, ce avea să devină mustață peste câțiva ani, felul lipsit de eleganță în care se ridica de pe un scaun, trăgându-și reflex rochea sau fusta intrată în fundul generos. Un fund de femeie adevărată, sănătoasă și zdravănă, pronosticând nașteri multe și ușoare. Într-o chipare a Junonei se extazia Petre, neprinzând genul înfomentat, doar oase și frânghii, care se furlandisesc pe o estradă, pășind strâns ca niște cai împiedicați. Florența se afla și ea în admirație beată. Nu deranja nasul prea mare al lui Petru, o gogoașă obscenă, în care ea deslușa masculinitate, ce, năsucul de femeie a lui Alain Delon, aprecia statura de căpcăun și modul neîndemânatic în care dansa. La un bărbat nu interesau grațiile de lebădă și în ce o privește, rămânea la mentalitatea străbunicilor că a fi balerin nu e o meserie serioasă, nu face de un bărbat. Dacă ar fi fost după ea, s-ar fi căsătorit și mâine, dar avea suficient tact ca să-i lase lui Petre inițiativa. Era încredințată că o adoră, dar nu ieșea din minte ce auzise toată viața de la bătrânele familiei. Calea cea mai sigură de a alunga un bărbat este să pomenești de căsătorie.
E ceva în firea lor, le e frică să te fixeze. Spune-i că tu nu vrei să te măriți, dă impresia că fugi de el și să vezi cum aleargă după tine ca dulăul după fuduliile berbecului. Doar ori pica. Lui Petre însă, deși îi dădea inima ghes, nu-i plăcea să se privească. Considera căsătoria drept ceva unic, esențial în viața individului și irepetabil. Dacă o fac, o fac pentru toată viața. Impozitele mi le plătesc din obligație dacă mă însor, o fac din convingere nestrămutată. Convingerea că mă însoțesc cu femeia ideală pentru mine. Cea care mă poate face fericit, pe care o pot face fericită. Se cunoscuseră de revelion și iată că acum în Florar se împlineau 4 luni de idilă. Idilă cu minte, romantică și pe care Petre hotărâse să o păstreze cu desăvârșire castă. În sinea ei, Florența ar fi fost mai puțin strictă, dar tot instinctul lui șoptea că era mai inteligent să-l lase pe el să conducă barca. În general, oamenii simt nevoia să amplifice evenimentele fericite, să le dubleze într-un fel efectul, făcând ca mai multe momente de același fel să coincidă. Tot așa, Petre și Florența hotărâră să se ia de Crăciun, doar civil, desigur, canoanele ortodoxe interzicând căsătoriile în această perioadă, urmând ca imediat după Bobotează să se cunune și religios. La sărbătoarea Crăciunului țineau însă în mod special și li se părea minunat să se bucure amândoi de unul și același pom, de febrilul încântător care însoțește cadourile, achiziționarea, secretul, mâinile care trag nerăbdătoare de panglici sfâșiind ambalajul festiv și, în sfârșit, surpriza. Să petreacă prima lor noapte amețiți de îmbrățișări pătimașe și arome de cetină. Dar erau amețiți de pe acum, doar evocând asemenea clișee și li se părea că timpul nu mai trece, abia se târăște, cu plumb în picioare. Firește, făcuseră pregătiri uriașe. Nu erau nababi, dar oricum, amândoi depășeau cifra salariului mediu pe economie și tot amândoi, firchipzuite, dispuneau de ceva rezerve. Petrecerea, 20 de invitați, urma să se dea la Florența unde aveau să-și locuiască. Se mutase aici de un an și se simțea foarte bine. Nu chiar vilă. Era o căsuță îngrijită, bine gândit, spațiată și cu o palmă de grădină. Aparținuse unei mătuși care i-o lăsase moștenire împreună cu câteva mobile stil, bine întreținute și de mare efect. Florența găti toată săptămâna în draci, ornă casa cu toată recuzita strălucitoare specifică sărbătorii. Iar când e să se taie bine cărțile, atunci totul merge șnur. Petre găsi o splendoare de brad cât e el de înalt și de 2 ori mai dolofan. Un civ în ceas ca să-l fixeze bine pe trepied și îi asigură stabilitatea cu tot felul de sfor și sârmulițe invizibile. Florența se extazie dinaintea îndemânării lui. O făcea cu risipă ori de câte ori avea ocazia și după ce îl trimise în pod după jucării, se întoarse la bucătărie. Vezi că sunt 2 cutii mari, îl avertiză. Una maronie și cealaltă albastră, cum intri primul raft de sus pe stânga. Ce femeie ordonată, se extazie la rândul lui Petre. Ăsta nu mai era pod, era farmacie, ordine și spirit gospodăresc. De obicei, oamenii au în onoare podurile, boxele de baralele, talmeș, balmeș de boarfe și boscârțe, unde decât să cauți să găsești ceva, mai degrabă renunți și dai fuga la magazin. Nici gând de așa ceva. Totul se înșira de-a lungul zidurilor, șters de praf, sortat și etichetat. Ochii căzură asupra unei cutii în care fusese cândva ambalat un televizor Miraj. Scrisul îngrijit al Florenței avertiza pe o etichetă. Amintiri. Petre ridică urechile de carton cu emoția care îi însoțea orice gest, tangentând într-un fel sau altul persoana Florenței. Atingea cu adorație obiectele care îi aparțineau, clapele pianului purtând încă urma degetelor gingașe, îi se umezau ochii privind fotografiile ei din copilărie, unde fie vorba între noi, dădea cam cioară de șalată, dar Petre nu vedea decât o fetiță cu ochi strălucitori, nevinovată, pe cale să fie aruncată în vâltorile vieții. Nelipsitul caiet de amintiri cu panseuri și fotografii de ale colegelor, proiectând evocări și reîntâlniri peste decenii, la fel de inevitabilul oracol, un carnet de note, de nădejde, elevă, nimic sub 8, un caiet de teză la istorie, mai multe fotografii de sfârșit de an școlar, cu întreaga clasă adunată în jurul dirigintei sau al profesorului preferat. Poze clasice în care toți elevii au un aer de orfan sau idioți, iar dascălul vrând cu tot din adinsul să pară serios și impozant, seamănă cu imortalizații de pe pietrele tombale. Bineînțeles, nu lipsește glumețul clasei, care ridică 2 coarne pe creștetul colegului din față. În sfârșit, un ierbar, un alt caiet cu maxime, iar sub câteva agende vechi, portretul foto al unui bărbat foarte mulțumit de cum arată, gata să tragă plin de eleganță dintr-o țigare. Un bărbat frumos, în toată accepțiunea cuvântului și despre care Petre îi spuse că trebuie să fie artist. Începu automat să transpire și, cuprins de panică, întoarse fotografia. Florenței, femeia vieții mele, în amintirea nopților de extaz, a irepetatelor, răsărituri de soare pe care le-am întâmpinat un singur trup, o singură inimă pe nisipul Mangaliei. De ce nu ne putem naște a doua oară? Bob. Petre simți că s-a prăbușit cerul.
Dezamăgirea, conștientizarea unei minciuni fioroase, îi atribuise Florenței inocența unui falnic crin, încă nu-i simțise în palme greutatea sânilor, o gelozie sălbatică, năprasnică, îi întunecă privirea. Se rezămă fără respirație de zidul văruit, lacrimi de care era rușine și pe care le ura, își deschiseră ovad, ocolind aripile nasului borcănat. Totodată realiză că dacă în momentele acelea dă ochii cu Florența, e în stare să o strângă de gât, să o ucidă la modul cel mai concret. Nu exista decât o singură soluție, să fugă de aici, să fugă cât mai repede și cât mai departe. Florența stinse focul și scoase coptura atentă să nu se frigă. Se simțea de două ori încântată, izbutise să nu se arde, iar cozonacii ieșiseră o capodoperă. Înalți, rumeni, dolofani, îi mâncai cu ochii. Învăpăiată, fericită, intră în casă. Petre, Petre, vrei cozonacel cald un ursuleț făcut special pentru tine? Petre! Mai e un pot, probabil. Cum naiba nu le-a găsit jucăriile? Nu-și duse gândul până la capăt, realizând imediat dezastrul. În bradul virgin, încă neîmpodomit, fotografia lui Bob părea țintuit acolo pentru vecie. Surâdea languros, pregătindu-se să tragă din țigar. După vreo 6 sau 7 ani de la aceste întâmplări vara, Petre se afla la Călimănești, unde își petrecea de la o vreme o parte din concediu. Avea necazuri cu rinichii și medicii recomandaseră ape. O mizerie și o plictiseală, dar Petre îndurase altele și mai grele, consolându-se mai ales cu perspectiva celor 2 săptămâni de litoral care urmau. Ca toți grași, iubea apa, căci la 40 de ani se putea vorbi deja despre Petre ca despre un barosan, categoria sumo. În rest, ducea o viață normală, în parametrii arondați celibatului. Avea în palmares campionate de popice și biliard și, obligat de burlăcie, ajunsese un bucătar de mâna întâi. Purla convins, de neclintit, căruia amintirea Florenței încă îi mai învinețea obrajii de mânie. De ce îi fusese tocmai lui dat să-și încruciseze drumurile cu mincinoasa cea mai ticăloasă, cea mai ipocrită ființă care se iscase vreodată în lume de la Lucreția Borgia și până azi? Timpul însă le vindecă pe toate, chiar rănile cele mai adânci. Poate că mai dor dacă le atingi, dar nu mai sângerează. Deși ar fi avut bani să-și permită un single, Petre rămăsese același băiat econom dintotdeauna, astfel că preferă să achite un bilet de tratament la comun. Nu avea nimic de ascuns. Era mai toată ziua plecat, că doar n-a venit la băica să stea în casă, întrucât l-ar fi deranjat un coleg de cameră. Întâmplarea a făcut să nimerească bine, colocatarul era un bărbat cam de vârsta lui, cum se cade și maleabil, vorbărez nespus dacă îi dădeai ocazia și, iar întâmplarea, suferea de aceeași afecțiune cu Petre. De la sine, având aceleași zboare și medic de frecventat, iar la cantina același regim prescris, deveniră nedespărțiți. Și cum, inevitabil, începură să-și petreacă și recreațiile împreună la o bere, la un film sau vânturând salva de stațiuni de prin împrejurim, George remarcă la un moment dat: ăștia o să creadă că suntem logodiți. Petre ridică din umerii masiv: prosti! Absolut de acord, râse George, dar s-a creat o psihoză. Doi bărbați sau două femei văzut în sistematic împreună, fără alți parteneri, sunt imediat suspectați și taxați de homosexuali. Tu de ce nu te-ai însurat? Dar am fost, contestă George. Și încă de 2 ori? Păi și? M-au părăsit amândouă. Prima se dădea în vânt după spaghete milaneze și a prins din mers un tren spre patria cu pricina. A doua, n-o fascinam îndeajuns, n-o tulburam. Petre mormăi încruntat, toate niște ticăloase, stricate, mincinoase și ticăloase. Și care nu sunt, completă râzând George. Au ghinion. Ai întâlnit dumneata vreuna singură, sinceră, fidelă și curată? Băutor ocazional, la o a doua sticlă de vin, Petre devenise melancolic. O melancolie cu arța care îi readucea întotdeauna în minte idila cu Florența, vie și proaspătă, de parcă lucrurile s-ar fi petrecut ieri. La fel de vie și durerea din capul pieptului care îl sugruma când priponise între crengile bradului fotografia lui Bob, autorul nopților divine de la Mangalia. Un taur rănit, încolțit de picadouri, n-ar fi putut suferi mai sălbatic și mai mânios. Bufnit de plâns, părăsise ca o vijelie casa Florenței. Cu ajutorul unui coleg de serviciu, lichidase totul la repezeală și în aceeași seară abandonă pentru totdeauna capitala, plecat fără adresă. Îl însoțeau 2 valize cu haine, câteva cărți și inima sângerândă. N-a avea trecere, înțelegi? O fată bună, cum se cade, cinstită, cu suflet nobil. N-am să-mi explic niciodată misterul, urmă George, cu vioiciunea care îl caracteriza. De ce n-ai ridicăm în slăvi astfel de sfinte, dar ne pierdem capul pentru niște ticăloase? Petre, întors din amintiri pe terasa restaurantului de Călimănești, mârâi plictisit. Despre cine dracu vorbești? Da, te-ai pilit? Despre vară mea nu dau nume chestii de cavalerism. M-ai întrebat dacă am cunoscut vreo sfântă, poate nu știu multe, dar pe ea o știu bine. Și a avut un ghinion cu toată sfințenia ei, sau poate tocmai de-aia. Petre îi îndreptă o privire confuză. Ce naiba mă interesează pe mine problemele varesii? Nu putea însă să-l repeadă,
Ocupă aceeași cameră și e dezagreabil să-ți potrivești perna sub cap de noapte bună știind că urmează să spori alături de unul cu care te-ai certat. Avea însă un păcat, continuă George. Era mândră, domnule, mândră ca un Lucifer. Primul păcat din decalog, comentă Petre aiurea. O deranja, dar ce zic eu, o deranja, o umilea faptul că nu-i curtată. Iar ideea că cei din jur și-ar putea da seama de acest amănunt o scotea din minți. Făcea tot ce-i sta în putință ca să dea impresia că e solicitată, că are combinații și așa mai departe. Și asta, ha, de mică? Ca să vezi ce tragedie, comentă Petre sarcastic. Râs tu, dar chiar că a fost o tragedie, fiindcă pe chestia asta arata șansa vieții ei. Întâlnise omul mult visat idealul, jumătatea ilaltă, despre care bat câmpii romantici. Și să mai zici că nu există destin. Un fleac de nimic la primul ochi nici nu-l observi și devine hotărător determinând ceea ce se va petrece peste ani. Vrei să fii mai clar? Mai luăm un vin? Bine, cum vrei tu. Stai să vezi cum a stat chestia. Eram noi încă puși, să zic, 17-18 ani și am petrecut ca de obicei vacanța de vară într-o pensiune la Câmpul Lung moldovenesc, unde mergeam de ani de zile cu părinții. Tot clanul, unchi, mătuși, veri și verișoare, ca să nu mai lungesc, în timp ce despacheta și-și aranja lucrurile, vara mea a găsit într-un sertar fotografia unui tip. Arătos, moacă de playboy, probabil, că lui tasăra acolo chiria și de dinaintea noastră. Chestia e că vară mi-i place gagiul, știi cum sunt puștoai ce le pune mâna pe poză și nu se mai desparte de ea. Puh, ce aiureală! Povestea e lungă! Așteaptă, domnule, că poanta abia vine. Peste câteva zile o pocnește o idee și mă roagă să-i scriu câteva rânduri pe spatele fotografiei. Venise cu textul pregătit, nu-l mai țin minte, dar ieșea clar că subiectul, împreună cu vară, mi-au petrecut nopți încleștate undeva pe nisipul litoralului, sub clar de lună și alte gogoși din astea, zic că nu mai țin minte. Am și semnat, nu mai știu cum, un nume ăsta scurt ca un bobârnac. Petre își ridică privirea tulbure. De ce zici tu că a făcut ea chestia asta? Ți-am zis că se simțea complexată, vrea să se laude să arate prietenilor, era singura din clasă care n-avea și ea un boyfriend. Ca să vezi ce înseamnă ghinionul, asta nu-mi iese din cap. O prostie, o copilărie în fond care a germinat aproape 15 ani ca să explodeze exact când nu trebuia. O bombă cu efect întârziat. De fapt, ce s-a întâmplat? S-a încurcat cu un tip, gen Costică Otelo, dar chestia nu o deranja, îl socotea bărbatul ideal care chiar înainte de nuntă a dat întâmplător peste fotografia cu pricina. Bineînțeles că a citit și textul de pe verso. Fie vorba între noi, oricine ar fi luat foc. Ce-a făcut? Cine? Otelo? A salutat din mers și dus a fost. A dispărut de parcă l-ar fi înghițit pământul. Da, aia ziceam de ghinion. O fată de aur neprihănită, o statuie a onestității. Chiar dacă sunt puțin pilit, știi că nu exagerez o iotă, cum spuneam, da, un monument de virtuți își ratează unica șansă. Singura carte bună pe care a tras-o în viața ei pentru necunoscut, domnule. Culme, pentru un macho pe care nu l-a văzut vreodată nici măcar pe trotuarul de vis-a-vis, pentru o fotografie, domnule. Petre își ridică fața cu trăsături descompuse, perlate, nu puteai distinge, între sudoare și lacrimi. Maxilarele încleștate păreau de lemn. Spune-mi, tipul din fotografie fuma? George căscă ochii uluit. Ești nebun, nene, de ce nu mă întreb și numărul de la pantofi? Petre rosti în transă, eu știu, fuma. Ea ce mai face? Care ea? Florence. Un ospătar a început să strângă sticlele goale de lângă piciorul mesei. Este ora închiderii, vă rugăm. Aici se încheie povestirea, sper că v-a plăcut la fel de mult cât mi-a plăcut și mie. Și dacă acesta este cazul, o să vă rog să vă abonați la canal pentru a fi primii înștiințați atunci când voi posta un nou film și de asemenea să dați click pe clopoțel. Pentru orice comentarii, probleme, sfaturi sau critici, vă rog tare frumos să-mi lăsați un mesaj.